Un număr de 4 români au fost răniți în atentatele de la Bruxelles. Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, printre ei se află și un bistrițean. Acesta a reușit să ia câteva cadre cu dezastrul de imediat după explozia izbucnită în aeroportul Zaventem. Filmarea surprinde o frântură din experiența dramatică văzută prin ochii bistrițeanului. Sunt foarte traumatizat după șocul de azi dimineață. A fost un moment cumplit de groază, a spus Claudiu Rusu. Tânărul este student și trăiește în Bruxelles de 6 ani. În momentul atentatului, acesta se afla la aeroport cu un grup de studenți și profesori, urmând să plece spre capitala Portugaliei. Am decis să merg pe picioarele mele până la cel mai apropiat spital, unde am fost cusut și mi-au pus 2 copci la nivelul craniului, a povestit el. Filmulețul a fost postat pe pagina personală de Facebook a acestuia și redă momentele disperate prin care tânărul a trecut. Tocmai a explodat 2 bombe la Zaventem. Panică mare, dezastru. Dezastru total. Atentat la Zaventem, 2 bombe explodat. Atențiune.